În această perioadă, întreaga comună se pregătește pentru ceea ce înseamnă sărbătoarea Văii Mureșului. Comuna Deda, cum se va prezenta la acest eveniment? Comuna Deda consideră evenimentul de pe Valea Mureșului, Festivalul Văii Mureșului, una dintre cele mai importante manifestări culturale care se desfășoară în zona noastră. Portul popular, jocul popular, casele țărănești din zona Mureșului Superior sunt cele prezente în festival și iată că și Comuna Deda are posibilitatea cu această ocazie să-și etaleze tot ceea ce este frumos și tradițional în Comuna Deda. Desigur că activitățile au început înainte de data de 25, data începerii și deschiderii festivalului de la Răstolița Alei, în comuna Deda, și anume desfășurarea unui campionat de tenis care face parte integrantă din activitățile festivalului Văii Mureșului Superior. Acest campionat se desfășoară în comuna Deda, la sala de sport. Sunt peste 200 de tenismeni din întreaga țară care s-au înscris online la acest concurs, care se termină cu premii acordate celor mai buni tenismeni. Participă și tenismenii, să zic așa, jucători care sunt din județul Mureș, din zona noastră, de pe Valea Mureșului, chiar din comuna Deda. Organizatorul este domnul inginer Marian, care de la Ocolul Silvic Răstolița, care pune mult suflet în realizarea acestui eveniment sportiv în Deda și cu ocazia Festivalului Văii Mureșului Superior. Este acolo o atmosferă deosebită. Dacă intrați și veți vedea, veți convinge de acest lucru. Sunt zeci de mese la care tenisul este la el acasă și competiția este una deosebită. Ne face cinste acest lucru. Noi suntem gazdele, am oferit cu plăcere și am sprijinit acest campionat. Eu, în calitate de primar al comunei și comuna Deda, în mod deosebit, dorim continuitatea sportului. Tenisul este unul dintre cele mai frumoase sporturi și suntem onorați să fim gazdele acestui deosebit eveniment al Festivalului Văii Mureșului. Cât privește partea culturală-artistică a festivalului, cum se va prezenta Comuna Deda? N-am să fiu modestă de această dată, am să vă spun că Deda este una dintre comunele care promovează tradiția, promovează jocul popular din zonă și portul popular din zonă. Mi-am dat seama pe parcursul la aproape 4 mandate de primar, deoarece am avut un mandat de viceprimar, că cel mai bun ambasador al culturii, al tradițiilor din comunele noastre este jocul popular. Avem în Deda, spre exemplu, două ansambluri de jocuri populare. Este ansamblul mic de juniori cu 36 de dansatori. Asta spune ceva, că avem tineret și de asemenea formăm oameni în ceea ce privește jocul popular din zonă. Avem o echipă a aceluiași ansamblu de tineri de vârstă de facultate și liceu din 10 perechi, care de asemenea ne-au reprezentat în festivaluri naționale și internaționale cu cinste și pot afirma că este aproape un ansamblu profesionist sau poate concura cu ansamblurile profesioniste din țară. Vom fi prezente cu aceste două ansambluri ale Comunei Deda în festival, dar pe lângă acestea avem ansamblu de jocuri populare și în Bistra Mureșului, ansamblu Ghiocelul, și este un ansamblu în satul Pietriș, Ecoul Călimanilor, format din femei țărănci vârstnice care au cel mai frumos și cel mai vechi port popular din zona sau în cadrul Festivalului Văii Mureșului Superior. Întotdeauna ne-au onorat cu prezența și ne-au reprezentat cu cinste acești ambasadori ai culturii dedene cu toate ocaziile și în festivalul din acest an sunt convinsă că ne vor reprezenta cu cinste și cu mândrie și noi cei din Deda, Primăria, Consiliul Local, suntem mândri să promovăm și să susținem financiar activitatea culturală a Comunei Deda. Pot să vă informez așa ca și noutate, în luna septembrie a acestui an vom inaugura un muzeu al localității Deda pe care vrem să-l numim Casă a Comunei Deda, în care toate tradițiile și tot ceea ce înseamnă cultură,
spiritualitate și tradiție la Deda să fie expus. Veți fi invitații noștri atunci și sper cu această ocazie să dovedim cei din Deda că noi avem preocupare în a păstra tradițiile și să le asigurăm continuitatea. O asemenea casă reprezentativă este și în satul alegoric al festivalului. Da, acolo exact același lucru vrem să-l facem, poate pragul casei alegorice din festivalul de la Răstolița este vizitat de mai multă lume. Știm că întotdeauna prezența la festival a fost una deosebită și mare, de turiști străini, de locuitori din județ, chiar din țară, și atunci sigur că vrem să facem cunoscută zona noastră tuturor celor care sunt interesați de acest lucru. Avem două tinere cadre didactice care vor ști să prezinte tot ceea ce este tradițional pentru Deda, și așteptăm și invităm pe telespectatorii noștri să nu piardă ocazia de a vedea tot ceea ce noi vom expune în acea casă țărănească, în standul alegoric al Comunei Deda, situat în zona de la Alei Răstolița.